Ansamblu vocal și de dansuri tradiționale poloneze Stokrotka al Uniunii Polonezilor din Suruc a participat la cea de-a 21-a ediție a Festivalului Primăvara Poloneză în Moldova. Ghidați de profesoarele Lyubov Rusnak și Tatiana Rudei, copiii au reușit să redea un spectacol minunat, prezentând cântece și dansuri din folclorul polonez. Ansamblul Stokrotka am participat la festivalul Primăvara Poloneză în Moldova. Am participat cu cântecele Imnul Poloniei, Imnul Republicii Moldova și Uvierș Polsko. Este pentru prima dată când ansamblul nostru participă la acest festival. Suntem foarte bucuroși să reprezentăm Suruc. De la Suruc avem posibilitatea să învățăm limba poloneză. Este o bucurie pentru noi, pentru că putem participa la asemenea festivaluri. Și putem să arătăm la toți tot ce am învățat. Organizația poloneză din Suruc participă deja de vreo 8 ani. De când participăm la festivalul, da, astăzi ne reprezintă ansamblul vocal și de dans a organizației poloneze din Suruc, Stokrotka. Și ansamblul vocal va deschide evenimentul dat cu imnul Poloniei și imnul Republicii Moldova. Dansatorii sunt începători. La festivalul dat participă de prima dată și sperăm că nu ultima dată și ne va duce faima organizației pretutindeni. Pe viitor ne planificăm să participăm și la festivaluri în Republica Polonă. Organizația este ajutată de fondurile din Republica Polonă, fondul Pomoc Polaków na Wschodzie. Mult lucrăm cu Wspólnota Polska din Polonia. Ambasada Poloniei, nu în ultimul rând, ne ajută și ne promovează. Avem profesor de la Ministerul Educației ORPEG, trimis pentru a studia copiii limba polonă și se studiază gratis pentru toți doritorii și maturi și copii. În organizație sunt 76 de membri. La eveniment au fost prezenți ambasadorul Poloniei în Republica Moldova, viceconsulul ambasadei Poloniei la Chișinău și reprezentanți ai Parlamentului Poloniei. Moldavia este în centrul uwagi całej Europy i świata, dlatego być Polakiem w Mołdawii to jest wielki zaszczyt, wielkie wyzwanie i wielka szansa. Uniunea Polonezilor din Suruc, alături de alte organizații polone din Moldova, au participat la festival cu expoziții care reflectau cultura poloneză. Participanții din Suruc au urcat pe scenă alături de colective din Chișinău, Bălți, Tiraspol, Râbnița, Glodeni, Comrat, care au prezentat programe artistice și au încântat publicul cu energia și talentul lor. Оно предназначено для того, чтобы все поляки с территории Республики Молдова, которые здесь есть, а их здесь много, они в разных местах рассредоточены, чтобы мы все собрались, провели время вместе, вспомнили культуру, вспомнили традиции, спели песни, потанцевали вместе. Интегрировали, скажем так, друг с другом, общались, проводили хорошо время и вспоминали то, что нам дали наши предки. Это самая как бы большая такая цель этого фестиваля. Ну и, естественно, собираемся раз в год показать то, чему все за год научились, что нового выучили, что нового захотели выучить, что песни, что танцы. Вот показываем то, чему научились за год. Festivalul a avut loc în incinta Centrului de Cultură și Artă Ginta Latină din Chișinău și a fost organizat de Organizația Obștească Primăvara Poloneză în Moldova, cu sprijinul Ambasadei Republicii Polone la Chișinău. Festivalul a continuat cu un program distractiv la Vadului Vodă.